Familia mare a jocului cu bile, simplu vorbind biliard, să spunem, înseamnă trei discipline distincte. Disciplina de snooker, disciplina de pool și carom. Snookerul sau familia snookerului, atât la nivel profesionist cât amator, în Federația Mondială și cea europeană, administrează două jocuri. English Billiard sau biliard, mai simplu, dacă doriți, și snooker. Familia a doua, ca să spun, sau ramura a doua a jocului cu bile, pool, înseamnă 8 ball, 9 ball, 14-1 între timp, black ball, au 4-5 la fel de ramuri, discipline. Iar carambolul este disciplina care se joacă pe mese care nu au buzunare. Există și acolo 3 mante, steca, la fel 3-4 discipline. Ok. Pentru toți simpatizanții jocului cu bile, indiferent de natura sa, cred că este important să facem această diferențiere ca să știm la ce ne raportăm. În România, poate că voi dezamăgi pe majoritatea ascultătorilor, nu se joacă biliard, se joacă pool. 8 ball, 9 ball, 10 ball și așa mai departe. Deci 99% din cluburi au specific sau administrează disciplina de pool. Carambol se joacă, bănuiesc, în niște cercuri mai restrânse. Întâlneam o masă acum câțiva ani pe la cercul militar. E o dimensiune mai elevată, într-un mediu mai restrictiv, apanajul unui anumit segment social. Iar snookerul a fost activat oficial în 1997 odată cu înființarea Federației Române de Biliard, în acea vreme care administra pool, snooker, carom, toate trei discipline. Iar în 2007, după 10 ani, s-a înființat ca for distinct Federația Română de Snooker, care administrează snooker și English Billiard. În 2010, cu ocazia campionatului european, găzduit pentru a doua oară de România, după cel din 2006 de la Constanța, am avut pe lângă campionatul european de senior, la secțiunile Lady Men Masters, am avut și Openul European de English Billiard. S-ar putea ca în viitor apropiat România să mai găzduiască acest gen de evenimente. Dar rugămintea mea, cel puțin la nivel de federație, pentru cunoscători și cei care sunt interesați de cele trei dimensiuni, rugămintea noastră ar fi să facă o diferențiere și o separare clară între cele trei discipline. Cred că din considerente pur lingvistice, să uzitează biliardul sau termenul de biliard, campionat de biliard, joc de biliard, pentru a evita termenul corect pool, 8 ball, 9 ball, din dorința de a evita acest risc de a da o altă conotație acestei raburi, cred. Și poate că e mai ușor pentru toată lumea să vehiculeze biliard. Dar în România, repet, nu se joacă biliard, din păcate. Să fim în Germania, în Italia, în Spania, oriunde, și dacă ar fi să întrebăm unde am putea juca biliard, răspunsul va fi foarte clar. Nicăieri. Pool, da. Carom, da. Snooker, da. Biliard, nu. Pentru că biliard înseamnă ca joc English biliard și de obicei se joacă în UK, cred că și în statele membre Commonwealth, prin India, prin Canada, prin Africa de Sud. Deci reprezentanții Marii Britanii cu siguranță au, pentru că ei au fost și inițiatorii acestui joc. Deci cu siguranță această dimensiune de English Billiard este cunoscută în țările care chiar au dat acest joc. Dar în partea europeană va fi confuzia foarte clară.